Lucrările de modernizare pe strada Oituz au început după ce echipele au finalizat intervențiile de pe strada Leca Murariu. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a inspectat personal zona pentru a se asigura de buna desfășurare a lucrărilor. După ce am finalizat toată zona Profesor Leca Murariu, lucrăm acum în zona străzilor Oituz, pentru că sunt mai multe străduțe cu această denumire. Foarte important pentru început, facem legătura între Profesor Leca Murariu și strada Universității, legătura rutieră, dar și pietonală, și așa cum veți vedea pe filmare, toată zona intră într-o reconfigurare pentru că avem un proiect avizat și autorizat. Aceste lucrări se întind pe toată perioada acestei toamne și sper eu ca în viitor cât mai multe astfel de lucrări să fie făcute pe raza municipiului Suceava. Pe lângă reabilitarea carosabilului și trotuarelor, vor fi amplasate și bănci de odihnă la cererea locuitorilor din zonă. Acestea vor fi montate în colaborare cu asociațiile de locatari. Finalizarea proiectului este planificată pentru această toamnă, însă acest lucru depinde în mare măsură de condițiile meteorologice.